patru din Chadder lunga au fost trimiși în judecată pentru proxenetism și exploatarea sexuală a două femei între anii 2012-2016, potrivit procuraturii pentru crime și cauze speciale. Indivizii ar fi promis victimelor locuri de muncă bine plătite într-un oraș din Rusia. Ajunse la destinație, femeile au rămas fără actele de identitate și obligate să se prostitueze. Toți banii le erau luați de cei doi bărbați. La revenirea în Republica Moldova, în anul 2016, victimele i-au denunțat pe cei doi. Potrivit codului penal al Republicii Moldova, exploatarea sexuală se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani.